Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava a organizat vineri, 24 octombrie, la hipermarketul din Lunca Sucevei, bursa locurilor de muncă pentru tinerii defavorizați. Angajatori, dar și tineri cu probleme, au participat având în vedere faptul că facilitățile de angajare sunt tentante. Târgul de joburi s-a adresat tinerilor cu vârsta până în 26 de ani, care se află sau provin din sistemul de protecție a copilului, tineri care au copii, tineri a căror familie nu-i poate întreține, victime ale traficului de persoane, precum și tineri care au executat pedepse private de libertate. La finalul bursei speciale pentru tineri cu risc de marginalizare socială, pe care am organizat-o astăzi, putem să ne declarăm mulțumiți în ceea ce privește participarea, în primul rând, din partea angajatorilor, care au venit cu oferte diversificate de locuri de muncă. Peste 60 de locuri de muncă au fost oferite pentru toate domeniile, pentru toate nivelele de pregătire. Au fost și locuri de muncă pentru cei cu studii superioare, pentru cei cu studii medii și pentru chiar muncitori necalificați. Participarea tinerilor pentru care am organizat această bursă a fost susținută prin contribuția instituțiilor cu care am colaborat, întrucât aceștia nu sunt în evidențele noastre. Am colaborat cu o serie de primării, cu Direcția pentru Protecția Copilului, cu Centrul Regional pentru Combaterea Traficului de Persoane. Participanții au fost și din rândul altor categorii, nu neapărat tineri cu risc de marginalizare socială. Au participat și persoane care au în prezent un loc de muncă, dar doresc să și-l schimbe. Sperăm că după o lună de la desfășurarea acestei burse, pe care o vom monitoriza ca și rezultat, să reușim să fi atins scopul bursei, în sensul în care cât mai multe persoane din aceste categorii să-și fi găsit un loc de muncă. Fiecare loc de muncă al tinerilor aflați în aceste situații va fi susținut din bugetul asigurărilor de șomaj, cuantumul subvenției fiind de 1000 de lei. Perioada de acordare este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia până la 5 ani.